Jandarmii dâmbovițeni au salvat în noaptea de duminică spre luni doi turiști polonezi. Aceștia au rămas blocați cu mașina în zăpadă în zona scropoasă după ce s-au aventurat în munții Bucegi. Cei doi, o femeie și un bărbat de 32, respectiv 39 de ani, intenționau să ajungă în zona a șapte izvoare. Însă, condițiile meteorologice le-au stricat planul și au fost nevoiți să apeleze la ajutorul jandarmilor montani. Salvatorii au ajuns în zona indicată, i-au preluat pe cei doi turiști polonezi și au transportat cu mașina în condiții de siguranță până la peștera. Misiunea s-a încheiat după aproximativ 3 ore fără probleme. Oamenii au rămas cazați peste noapte acolo. Salvamontiștile recomandă turiștilor să nu se aventureze pe munte pe trasee pe care nu le cunosc, mai ales când vremea este nefavorabilă, să meargă în grupuri și să aibă la ei trusa de prim ajutor.